Doru, felicitări, super jucătorul etapei după super meciul cu Voluntari. Cum te-ai simțit, ce a însemnat pentru tine acest meci? Bună ziua, în primul rând. Cel mai mult mă bucur faptul că am reușit să obținem cele 3 puncte. Chiar dacă marcam eu sau marca orice alt coleg de-al meu, important este că am reușit să câștigăm și sper să facem același lucru și la meciul următor. Numele tău a fost pe buzele tuturor oamenilor din fotbal, suporterilor Chindei, golurile tale. Cum te-ai simțit în toată această săptămână? A fost o săptămână frumoasă, pot spune, chiar foarte multă lume m-a felicitat, însă încerc să-mi păstrez concentrarea și să mă focusez pentru meciul următor. Asta e tot ce contează, să reușim să obținem din nou cele 3 puncte. Cum vezi meciul de mâine cu FC Botoșani? O să fie un meci greu, o să-l tratăm ca pe toate celelalte pe care le-am tratat și până acum, foarte serios. O să încercăm să scoatem maximul din acest meci și sperăm ca la finalul meciului să ieșim învingători. Ce le transmit suporterilor după această serie foarte bună? Le mulțumim din tot sufletul că sunt alături de noi. Am simțit și prin oraș lucrul ăsta, am simțit și în tribune, chiar la meciul cu Mioveni au fost foarte, foarte apropiați de noi și asta contează foarte mult. Îi rog și sper în continuare să vină aproape de noi, să ne susțină în continuare.